Medicii din Iași au lansat o ipoteză șocantă. Este vorba despre o nouă tulpină de COVID-19 apărută pe plan local, mult mai periculoasă față de variantele cunoscute până în prezent. România se confruntă deja cu o nouă tulpină de COVID-19 apărută pe plan local, mult mai periculoasă față de variantele cunoscute până acum. Este ipoteza medicilor din Iași, care se confruntă cu manifestări dramatice ale bolii. În timp ce unii cetățeni sunt speriați de această posibilitate, alții spun că este o minciună. Celălalt mă iubește și acum tatăl meu dă cu virusul, ceea ce nu prea cred eu. Niște doctori de la Iași spun că se confruntă cu niște manifestări ciudate ale bolii și ar fi vorba de o tulpină locală. Ce părere aveți? Păi da, vorbesc mai mult specialiștii, nu noi. Noi vorbim așa ca să vorbim. Dar specialiștii se devină. E posibil să dezvolte. La cum s-a propagat boala la noi, datorită faptului că nu se vaccinează lumea și sunt foarte mulți bolnavi, spitalele sunt pline, e posibil să dezvolte altă tulpină. Simptomele COVID și evoluția bolii nu mai sunt aceleași ca anul trecut. Pacienții infectați care se prezintă la timp la spital ajung la ATI în câteva minute, ceea ce îi face pe specialiștii din Iași să ia tot mai serios în calcul ipoteza apariției unei noi tulpini a SARS-CoV-2 chiar în România. Doamne, nu mai minciun, ce să fie astea, nu mai, ce să vorbesc, nu mai. Nu mai minciun, doamnă, nu știu cum să facă ca să vorba lui ea, să... Împrăște numai minciuni în toată România. Nu cred că există românească, există tot din altă țară. De asemenea, concluzia unui medic din Galați este că din cauza românilor care refuză vaccinarea și nu ia în serios măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19, îngrozim Europa și celelalte țări, mai ales dacă ne punem să clocim o tulpină autohtonă.